Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vă propun să vorbim puțin despre organizare. Eu cred că una dintre componentele principale ale succesului în orice domeniu și în orice activitate este organizarea. Chiar și succesul unei zile, să spunem așa, atunci când vrem să avem foarte multe lucruri de făcut, o zi din mijlocul săptămânii, spunem așa, și în mijlocul acestei săptămâni s-au adunat o mulțime de lucruri. Pe lângă prioritizare, am mai vorbit despre a prioritiza activitățile și a le pune într-o ordine în funcție de importanța lor. Este foarte importantă și organizarea. Organizarea, indiferent că ne referim la viața de familie sau la serviciu sau pur și simplu la stat de dimineață până seara acasă, cu siguranță o mulțime de chestii de făcut, eu știu, curățenie, mâncare, ordine sau lucru pe calculator sau, în fine, ce activități are fiecare. Fără organizare, cred că nu poți să duci nimic la bun sfârșit. Absolut orice activitate presupune muncă și organizare. Presupune și talent și mulțime de alți factori. Dar mă refer la orice activitate banală, dacă nu există o schematizare, un plan dinainte, nu ai cum să ajungi la bun sfârșit. Pot exista și excepții, cu siguranță există și surprize plăcute sau neplăcute, eu vreau să mă refer la surprizele plăcute, pe care le gestionezi, te adaptezi la ele, la unele dintre ele trebuie să te adaptezi, pur și simplu pe multe dintre ele ca atare și te bucuri de ele, dar surprizele fac parte din categoria excepțiilor din viața noastră. În general, activitățile duse la bun sfârșit și cele care se duc la un scop trainic, să spunem așa, au la bază organizare și foarte multă muncă. Aș vrea să-mi spuneți în fiecare zi ce presupune organizarea pentru voi, care sunt etapele unei zile și cum vi le organizați, așa, de cu seara, să spunem, sau pur și simplu vă treziți dimineața și vă faceți o schemă. Aștept sfaturile voastre, nu uitați, învățăm unii de la ceilalți. Vă pup și ne revedem mâine dimineață!